Furnizarea apei potabile va fi întreruptă joi, începând cu ora 8, în zona bulevardului George Enescu, de la intersecția cu strada Universității până la intersecția cu strada Zorilor. Quartalul de blocuri de pe partea dreaptă a bulevardului, precum și la punctul termic George Enescu 41. Acet, furnizorul de servicii de apă și canalizare, estimează că reluarea serviciului de furnizare a apei potabile în zona afectată de lucrări se va face tot joi, începând cu ora 15.